Ce ați făcut astăzi în Parcul Tricolorului? Am fost invitat de liceu economic, pentru că este săptămâna verde. Am făcut un ceaun cu fasole, am avut bruschete, am avut limonadă. Așa am întâmpinat pe reșițeni și pe copiii care vin la economii să se înscrie la școală. Cum au fost reacțiile? Reacțiile au fost pozitive și mă bucur că au fost cu succes. Perfect. Mă numesc Miu Leonard Dorin, sunt elev la economic, la Liceul Economic al Banatului Montan și am venit azi în Parcul Tricolor și să pregătim niște bruschete, fasole la ceaun și mai multe preparate și cocktailuri și cam atât. Spune, de unde pasiunea asta ta pentru gătit? Păi, pasiunea a început de când aveam vârsta de 14 ani, printr-un telefon, tot așa, cu o ciorbă de fasole și de atunci a început pasiunea. Și la liceu cum e? La ce înveți? La liceu sunt, da, mare parte, da, plus concursuri și șef la cuțită, mare parte. La Șura Banatului, la Timișoara, la unele concursuri. Ce vrei să faci când termin? Păi aș vrea să lucrez într-un restaurant și să-mi deschid o firma mea. Bravo, mulțumim! Economic, da, merge! Astăzi am dorit să organizăm această activitate pentru a ne promova meseriile pe care noi le formăm la Colegiul Economic al Banatului Montan și am profitat de această vreme frumoasă care ne-a permis să venim să, împreună cu elevii noștri, să prezentăm ceea ce ei învață la școala noastră, să ne promovăm oferta educațională care este legată în special de această zi a meseriilor, adică pentru învățământul de tip dual, pentru că noi la anul vom avea clase numai pe învățământul dual. În cadrul ofertei educaționale de anul viitor, copiii vor avea o multitudine de beneficii dacă vor alege să vină la noi la școală și să îmbrățișeze meseriile pe care le oferim la învățământul dual, respectiv ospătar, chelner, vânzător în unități de alimentație publică, bucătar, lucrător hotelier, comerciant vânzător, lucrător produse carne și pește și brutar, patiser, preparator produse făinoase, deoarece, după cum se știe, școala este implicată în proiectul pentru construirea campusului pe învățământ dual. Și elevii care vor veni la noi la școală vor beneficia de bursa pe care o oferă Ministerul Educației, de bursa pe care o oferă agentul economic cu care noi vom încheia contracte, dar în plus, ca noutate pentru anul acesta, elevii vor avea și o bursă suplimentară de minim 500 de lei, care va veni prin acest proiect pentru construirea campusului pe învățământ dual. Deci copiii, pe lângă faptul că vor învăța o meserie care se caută pe piața muncii, vor avea și beneficii financiare și familiile vor fi ajutate să-și trimită copiii la școală și să se evite abandonul școlar. Mulțumim. Bună ziua! Mă numesc Gaiță Anca, sunt din partea Liceului Economic și, așa cum v-a zis și doamna director Ciurel, noi am venit acum cu ocazia zilelor, săptămâna meseriilor. Și, bineînțeles, acei care vor să se îndrepte spre Liceul Economic au mai multe meserii. Bucătar, ospătar, lucrător comercial, hotelier și sunt mult mai multe. Avem și un plian, dacă vreți, vi-l dăm și aici se pot informa cu toții. Noi așteptăm copiii din clasa 8-a să vină la liceu economic, au mai multe avantaje, au cămin gratuit, au bursă primesc. La noi suntem printre primii care am început cu școala duală și chiar este benefică pentru copii. Și învață și o meserie. Da, învață și o meserie. Mulțumesc! Oana,